Adică cei 100 de mii de lei. În ce cufăr s-o ascunde astăzi doar doamna avocată Eugenia Bobe știe, dar are buzele pecetluite. Nimic nu spune. Plecăciun, doamnă. Bună seara, Cosmin. Bună seara, concurenților. Totul în regulă? Vă dă cineva târcoale? Foarte în regulă. Îmi dau destui târcoale. Doamne, dintre concurenți. Ăla. Dintre concurenți, da. Da, Cosmin. Da. Am voie să ghicesc din trei? Poți să încerci. Prima cutie. O să-l aleg pe Lucian. Opa! Numărul direct? 24. Direct, Lucian? Îl elimin direct? Da. Bun, Lucian. Bă, până acum de două ori am fost ales primul și am avut 100 de mii. Da. Eu sper să n-am de data asta. Dar casca asta ce cască e? Că eu nu înțeleg. Mă apără de sume mari. Te apără de... Am înțeles. Să vedem ce ofertă ne face banca. Bonsoir. Da, vă rog. Mulțumesc. O seară bună. Sper să fiți tristă în seara asta. Să te deschizi exact ca cutia asta, dar să nu scoți mic cum e în cutia asta, să scoți mare. Hopa! Da? Ia adică vezi. Sper că n-am greșit acum. Păi s-o nu știu, sper și eu că... N-ar mai fi gluma bună? Bine, am fost bună, bine, hai! Ai văzut-o? Deschide, că am văzut, gata, s-a așa dus! Așa a făcut și nevastă mea, scoate, deschide-o, că e mică! Ce nebun e! 4. Ramona. Da. Eu nu-ți dau niciun sfat, eu nu dau niciodată sfaturi. Eu doar trăiesc. Dar îți spun ceva, Ștefan. Mânec în ochii tăi, la. Una perță cănit, așa? Doamne, câte am! Ia, uimește-mă! Deci am o doamnă care sper să se uite la emisiune. Să mă audă! Ce-i place! Așa! De când aștepta momentul ăsta, doamnă, dacă mă auzi, nu știu unde să mă uit, mă uit la tine. Da. Dacă mă aude această doamnă, nu știu cum o cheamă, că nu se prezintă, ne sună dimineața de la 4 până noaptea târziu și ne spune doar atât. Nu mă mai atacați cu unde electromagnetice. Doamnă, nu vă atacă nimeni, mai ales noi. Nu ne mai sunați. Păi și sună la 112? Da, sună pe 112? Numărul nostru de fix la poliție. A aflat și doar de fix. Te ridici, răspunzi și ți închide telefonul. Nu poți să-i zici nimic, dar sună în continuu. Să nu ne mai sune, că nu atacă nimeni. Da, da. Da, e unul dintre cele mai zăcărite. O vină o zeneurile. Atacă-ne cu o sumă mică. Doamne ajută! 5 lei! Suntem pe drumul cel bun. Ne-am întors. 9. Mihai, ce-ți transmite Mihai? Are o privire foarte caldă. Un prieten la nădejde. Cineva care nu te lasă la greu. Mulțumesc. Nicolas Cage de România după ce a stat 2 luni în Bucovina. Că s-a mai... Da, mulțumesc frumos. Eu abia am început să învăț, am ca hobby în notul și am nevoie de modele ca tine în viața mea să învăț în not cât mai bine. Cred că e o antrenoare foarte bună. Ești căsătorit? Nu-s căsătorit, dar da. E cam departe. De unde spuneai că nu sunt căsătorit, dar da? Nu, e cam departe, ca asta ziceam. E cam departe. Nu e departe, crede-mă. Nu există. Există vreun râu de acolo, de la mine până la tine, poate? Din Iași? Până... Râul Dragostei. Corect. Ce vorbești? Ați văzut stop asta? Așa, pa! 8. Radu. Ce spune Radu? Radu? Tovarăș de bere. Da? Vă puteți vedea în Cluj. Radu, noți? Nu, alergăm. Alergăm și împreună. Alergăm, da. Alergați împreună? Când ne întoarcem în Cluj. Da? Serios. Cât alergi? Cât duci? Duc mult. Sunt convins. Da, în principiu alerg aproximativ între 10 și 12 km pe zi. Radu? Wow. Azi am alergat prima dată după mult timp 12 km. Foarte tare, bravo. Cine, Luigi, de ce n-alergi dimineața, nebunule? După masă. Tu alergi după amiază. Bravo. Alergi după o masă. Foarte bun, Luigi. Ce-ți transmite Valentin? Îmi transmite... Îmi cer scuze, nu vreau să jignesc pe nimeni, îmi transmite un câine foarte fidel. Bun. Genial. Bun. Nu m-a ghici, frate. Da. Ești norocoasă de fel? Da, sigur. Perfect. Ca să rămânem în zona asta, ești cu buhuhu, cu...
energie. Nu, bravo, om normal, bravo, om bun, om bun. Se ia ușor. Ok, așa, ce drăguț ești, măi, Cosmin. Cu mare drag. Ce dragă mie când e așa amabil. Ce vorbești? Ce dragă mie de tine când ești așa amabil. Mie îmi spui, sunt un nebun. Nu trebuie să ai emoții. Hopa, lasă-mă pe mine! S-a topit semnul. Luigi. Mă mine Luigi. Zode șobolan amețit. Cum? Șobolan amețit. Șobolan amețit? Rac. Rac, știu. Ca voi. Ca noi, da. Din 79, apropo. 77, cică a fost an bun. Da. Ciclul, da, de exemplu, uite, Saturn, care este o planetă karmică, apropo de karma, face turul zodiacului dat la 28-30 de ani. Și atunci practic trece pentru un stat de maturizare. 28-30 de ani, m-am însurat la 32. Da, dar vezi că tu te-ai copt între 28 și 30, te-ai copt. Ce vorbești? Mă coc în continuare? În continuare mă coc. Cred că mă coc în fiecare zi. Da, mai avem 2500 care... Da. Numai sume galbene au rămas. Da, mi-a revenit spectaculos. Da, dar nu te bucuri, ești... Nu, pentru că eu, pentru mine, l-am venit pentru bani aici. Am înțeles, nu te interesează banii? Îmi plac banii, iubesc, dar că cu sau fără 20.000... Milionară mică ce ești tu. Bună seara, vin cu o strategie cea mai clară și cea mai foarte clară. Dar vreau să vă rog în primul rând să aplaudăm în liniște munca celor care sunt în spatele camerelor, pentru că în fiecare din noi este un proteuve micuț. Aha, așa, aplaudăm în liniște. Aplaudați. Imaginez cum este în Guiana franceză. Tu zi. Este o țară foarte verde. 95% din această țară este jungla. Jungla amazoniană. Și 95% din populație este pe litoralul, pe Ocean Atlantic. Avem foarte multe animale sălbatice. Cum ar fi... Hăși! Cum ar fi anaconda... Puma. O strategie, ceva? Niciuna. Simți ceva că ai stat lângă Lucian? Da, el mi-a transmis niște vibes, niște chestii. Ce cașchetă are asta? Știi de ce am cașcheta asta? De ce ai cașcheta? Stau lângă nebuna asta, mi-e frică să nu explodeze. Bine, mă. Tatiana, te bate cuba cu Tatiana, că stă nu cu mâna întins. Nu mai bate nimic, explodeze. Ce nebune! Iar eu în mintea mea atunci mă și gândeam, zic, vai, câte femei, fete mi-au dat cerere. Păi Cosmin, ți-o jur, câte degete mijlocii mi-au arătat, Doamne, domnișoară, pe stradă când treceam. Nu mai da, vede. Da, te cred. Pentru că toți, adică am văzut inclusiv prăjituri sărite din mână, pentru că aveam evacuare super sport și, adică, full galerie. Ai mers tu prea repede. Nu era, nu, nu era de, vorba nu era, de nu era middle finger. Doar că de când... Îți arătau că nu sunt căsătorite și că vor să te... Doar că... Și pe partea asta super Marcel și pe cealaltă parte Lucian. Marcel a spus că până vei ajunge la premiul cel mare, el te ajută cu o sumă mai mică. Ți-am zis că sunt un profet și un șaman excentric. Tu ce ești, Lucian? Nu am timp. Bravo. Clar văzut. Clar. Spune-mi, Justin, servus, cum Justin. Se pare ce e aici? Buhuhu, dar într-un sens bun. Ia-o. Îmi place de Freddy, foarte deschis. Aparent plecăm și acasă împreună. Exact. Stăm pe acea stradă. Da. Ce tare, unde, București? În București, da. Random, pe acea stradă. A, ce tare. 100 de metri mai depătați. Cool. Poți să te joci cu fetița lui de 22 de ani. Numărul 7. 7. Domnul Petrescu. Prezent. Ce pălărie șuie v-ați... Nu este pălărie, este bască. Îmi cer mii de scuze. Reiau.
Domnul Petrescu, ce bascășui aveți? E din țara Baștilor. Aha! O ultimă cutie din runda asta. Cu arcu. Da, da. 15. Oh. Era să mă nimerești. Pe aici mi-a trecut, am simțit-o. Nu am niciun număr neapărat. Văd cum simt. Mă, deci mă sperie când trage... 23. 23! Roberta! Servus, Roberta! Servus! Am și lucrat împreună. Ați lucrat împreună? Ne cunoaștem, da, normal. Da, da. A, vă știți? Da. Mă ia la joburi. Da? Da, da. Bravo! Sper să mă ia și dacă e sumă mare. Acum să vedem ce sumă ai dacă mai prins vreun job cu, mare, cu Cristian. Alo, am nevoie de joburi. Așa. Ok. Să vedem. Și tu ești un verde, știi? No, că la noi bărbații mai greșim. Ce culoare e asta? Sică, roșu. Știu, roz, portare, roșu, verde. Important la culoare asta că îmi pune ochii în evidență. Și la mine la fel. Nebunule. Nu vorbeam de tine. La el e mereu și el. Repede te bagi. Poți să mă mai întreb ceva dacă vrei să mai afli? Ce faci? Da? Da. Spune-mi, te rog frumos, ce sumă ai în cutie? Și cuba cu piruetă. Stai, poți să dansezi și concurenții un pic? Da, hai. 10 secunde, da. 5, 6, 7 și hai. Muzică și dă-i. Ok, asta e atmosfera de și publicul e magic. Super, mulțumesc. Gata să nu-i transpirăm. Mulțumesc, mersi, mersi mult de tot. Că steți alături de mine. Kizomba. Cum? Kizomba este un dans în care bărbatul conduce, iar femeia urmează și este un mers. Ca și cum ai merge pe stradă. Păi cum? Mergi pe stradă. Mergi pe stradă. Da, uite că deja știi Kizomba. Asta e. Asta am vrut să vezi, bravo. Asta e, bravo. Te pricep de minune. Șpam, mamă, așa. Kizomba, o sumă mică.